Salutare! Probabil știți deja din clipurile trecute acest compresor. În clipul de azi o să-i punem o protecție care trebuia să o pun de la început, dar nu am avut-o. Mi-a sosit de curând din China. La noi nu prea am găsit-o prin magazine. Bun. Ideea e că probabil vedeți acolo undeva o gaură. Acolo e locul acestei protecții. Pentru supraîncălzire, să zic așa, e o protecție termică. Are un contact și când se încălzește foarte tare, sare. Bun, e de 15 amperi în acest caz, la motor de 2,2 kW. Asta în primul rând. În al doilea rând, vreau să schimb ștuțul ăla de la regulator de acolo, să-i pun o mofă rapidă și vreau să-i mai fac ceva la carcasa asta, deoarece e prea simplă și prea urâtă așa. Bun, să-i dăm drumul să începem cu protecția. Bun, pentru a conecta această protecție trebuie să luăm unul din borne, cum ar fi asta, de la ștecher, de la cablu de alimentare și să-l trecem prin acel întrerupător, cum vreți să zic, spuneți, prin chestia asta. Deci, practic, borna asta o să vină mutată aici și aici o să vină o altă bornă la asta. Am un cablu lițat, un fir de 2,5 și o să-i pun papucei. Ok, ca să-i fac ceva la chestia asta, m-am gândit să îi pun câteva din astea așa și să-i dau cu roșu și să rămână forma pe lângă. Pentru a face asta o să lipesc cu bandă, am și dublu adeziv, chiar o să mă duc să-l iau acum. Deci cam ăsta e rezultatul. Nu sunt foarte, foarte încântat de chestiile astea două, cum au ieșit, dar să zicem că e ok. Bun, cred că o să schimb în viitor apropiat țeava asta de aici, deoarece vibrează și se cam slăbește piulița asta des. Poate o să fac ceva cu furtun sau nu știu, o să caut o soluție. Dar asta va fi data viitoare. L-am pregătit așa, în special cu protecția asta, deoarece am de gând să-l folosesc la dat ceva soluție ignifugă. Dacă urmăriți proiectul casa, o să vedeți despre ce e vorba. Și nu aș vrea să provoc ceva daune sau ceva de genul dacă se supraîncălzește. Așa, cu protecția asta sunt ceva mai sigur pe el. Ca de obicei, până data viitoare, nu uitați să vă abonați, apăsați pe clopoțel dacă n-ați făcut-o deja. Până data viitoare, vă salut, la revedere!